Agenția de șomaj de la Mehedinți a spart gheața la Târgu Jiu. O delegație din județul vecin a fost în aceste zile la sediul AJFM Gorj pentru a discuta despre mai multe modificări legislative pentru a vedea modul de lucru al angajaților de aici. Am început de săptămâna trecută, e unical la nivel național, niște vizite de lucru între agențiile județene. Practic e un schimb de experiență. Am fost vinerea trecută, neavând program de lucru cu publicul, m-am deplasat cu încă 4 colegi, cu șeful de agenție locală și cu încă niște colegi, tot de la agenția locală, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj, la Craiova. Astăzi primim vizita colegilor noștri de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți. Au o delegație în frunte cu directorul executiv. Schimbul de experiență va continua. Oficialii AJFM Gorj urmează să meargă în perioada următoare la Hunedoara. Vom continua, ne vom deplasa și la Hunedoara. Scopul acestora este practic să vedem modul de lucru și al celorlalți colegi din țară. Nu neapărat că vom copia acel mod de lucru, dar ne vom pune și noi la punct din discuțiile cu dumnealor. Vrem să găsim cele mai bune metode și de lucru și chiar pe legislație. Avem chiar propuneri legislative și chiar au îmbrățișat foarte bine și colegii noștri din țară și le-am dat ideea și vor și ei să vină chiar să viziteze agenția noastră. Au auzit că avem cea mai frumoasă agenție și... Șefii agențiilor de șomaj au în plan să propună chiar și modificări ale legislației în domeniu.